Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit! Mă aflu împreună cu Gabi. Bună! Care a venit tocmai din Statele Unite în vizită în România și vrea să vadă câteva terenuri prin zona Munților Apuseni. Și eu îl voi acompania și eu vreau să văd câteva terenuri, vreau să-mi fac o idee despre locații, despre prețuri și de ce nu, poate astfel voi găsi și terenul pe care tot îl caut de atâta timp. Terenul acesta pe care îl vom vizita este la 40 de kilometri de Cluj, într-o zonă din Munții Apuseni, care se numește Muntele Rece. Poate mulți ați auzit de această zonă. Are 1,5 hectare, este înconjurat de pădure, sună promițător, dar probabil va fi puțin greu să-l localizăm, să-l găsim, pentru că, nu știu, drumurile astea sunt cam întortocheate. Așa că să vedem cum va arăta acest teren și dacă... Așa că să vedem dacă își merită prețul. Am intrat în Valea Ierii. Un sătuc absolut superb. Dacă l-ați fi văzut de sus, deci cum e amplasat între dealuri aici. E superb. Spune-mi doar ce ai cu mine. Te-am purtat destul de bine. Te-am purtat din deal în vale. Ți-am făcut voile tale. Per curtea. Asta e un teren măricel. Tot măricel, așa. Da. Are și râu. Aici poți face 2-3 cabane. Uite, poți face pe partea cealaltă, da, poți să mai nivelezi puțin acolo și să faci. Da, acolo poți face 2-3, poate și 4-5 cabane din astea. Căsuțe. Și asta. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Tocmai ziceam de ouă, da, că ce bune trebuie să fie pe aici ouăle de la găinile. Da, acum le aduc. Acum. Nu doriți. Aici locuiți? Da. Și cum e viața aici? Da, pe e grei. Că... E greu aici? Nu e ușor. Hai, da, să vă arăt aici niște animăluțe. Da. Am vrut să se transmini pe la noi. Da, ce aveți aici? Vai! Vai, ce mititei sunt! Ce drăguț este la față.
Știu ce-l faci pe ea. Dacă vine mama, vin și ei. Da, sigur. Doamne, da. Ce dulce. Și porcii sunt foarte inteligenți, Dani, ca un câine. Da, așa e blândă, că am învățat blândă. Multă lume nu știe treaba asta. Ai inteligența unui câine. Unui câine, da. Și apoi ei sunt blânzi de numă. Vezi pisica. Și aici nu vii greu mai cu atâta greu. Treabă. Mai greu, că chiar că iarna, cum vă descurcați, mai ales iarna. Da, stați tot anul aici. Hai că mă uit eu înainte. Ce să vă, cu ce să vă servesc? Cu cafeluță? Nu bem cafea, da. Nu, nu, că le spăl când le aduc din cuibare, no, că am zis, le spăl cu apă rece, da. Ca pe să mai, și le lăsai să săni, să se uște, le mai și stierg. Nu, și nu știu cu ce să vă servesc. Nu, mulțumim, să rămână. Eu beau cafea, bat o noroc, când mă beau vine și că mă doare capul. Numai să o beți fără zahăr. Da. Bat o sărăcia, dar o beau cu zahăr. Nu-i bine cu zahăr. Nu-i bine, așa că nu. Da, cred că ar fi bine și tocmai n-aș mai bea. Da, da, da. E foarte greu, că vă doare capul la început. Nu doare capul, ea. Da. Și dar prima etapă, fără zahăr. Și apoi, după aia, încet, încet, puteți să reduceți. O cantitate mică nu strică, dar să nu fie cu zahăr. Aia sunteți numai de ieri și de astăzi. Da. Numai bine. Numai bine, da. Sunt proaspete. Astăzi deși mâncăm. Da, da, da. Le mâncați sănătoși. Zice că le pui. Da, nu le mai. Puneți-le direct în pungoță, nu mai. Dar pe aia că vă mai pui unul nu și mai să mă pui. Nu mai pui. Unul de noroc în plus. Nu vă mai pui în plus, că... Da, astea cele mai bio. Da, nu mai, mai bune bio. De atâta nu se găsesc. Am una albă, adică am mai multe albe, dar una mai micuță, săracă, așa, nu mai face ouă așa albe, nu știu. Și cât îl spălai și tot îi... O zis că este, nu s-a așa... Nu știu cum... Păi poate îi lipsește ei ceva, că e... Da, da, da. Nu, tot le-am mai făcut brânză, așa... pe foc. Da, e da, vorba că e bună. Uh-huh. Le dați brânză. Ia, și am zis că să fie... Nu, să se mai... Dar mă, normal, iar ce le dați? Așa, mălai? Sau... Făină. Mă, iată, grâu. Aha. Le-am pus și cucuruz, dar nu-l prea mâncă. Nu prea. Nu. Dar cred că găsesc pe afară. Iar găsesc, ce... dar nu le-am lăsat, draga mea, pe afară. Numai acolo ne iau o porțiune și pe iarbă o mâncat, dar le mai rup. Iarbă și le pui, dar tot n-au așa haznă de ea oarecum, ca și când îți... Mi-e frică că vine vulpea. Asta e pericol, oh, bine ziceți că aici mai vine vulpea. Vine vulpea vine, și aia mai spurcată ca uliu. Da. Și uliu mai vine, dar... Da, ursul. Ați avut probleme vreodată? Ba, am avut, dar mai ai trecut. Acum, nu mai pe acolo, nu știu, pe munce. Am auzit că la Dobrinu a atacat lupii. O... Lupii o vei, da. O coboră? O vacă, la unu. Da. Dar ursul nu atacă vacă. Mai ba, atacă. Atacă? Anul trecut a atacat la un frate aici, au avut mutătură aici, în vârful de dar oameni nu atacat, ați auzit de asta, atace oameni pe aici. A, pe mai de vreo... Cred că de vreo 10 ani. Uh-huh. Atacat unul. Deci nu prea, cu... nu prea sunt incidente cu urși și oameni. Da, mulțumim mult! Sănătate, uitați aici, v-am lăsat. Să rămână și nu mulțumim mult de tot. Cu plăcere! Sănătate, multă vă dorim! Doamne, ajută-vă. Nu mai știu pe unde. Pe aici? De aici. E o șură. Mai trecem, mulțumim, mai trecem da? Mai treceți. Sănătate! Sigur. Doamne ajută! Doamne ajută! Deci am ajuns din nou în localitatea Muntele Rece, dar prin altă parte, prin partea opusă. Am făcut așa un tur, am înconjurat toate dealurile astea și numai ce am găsit aici un teren 6800 de metri pe o potecă și o să mergem să-l vedem și pe acesta. Ia, cabana plus 6600 de metri. Asta era numărul. Zero da, proprietatea abandonată. Dar mie îmi place drumul, adică. 6600.
Cabana asta e foarte, foarte faină. De ce se nu-i îngrijit deloc, că-s bălăriile cât casa. Uite, are și etaj. E foarte frumoasă. Și cred că e de vânzare. Ia uitați-vă ce am găsit aici. Deci dacă vreți să mergeți la soție, 57 de kilometri. Și dacă vreți fun, beers, girls, ce mai fie aia, aveți aici la 100 de metri. Deci distracția o aveți aici, la 100 de metri, soția la 57 de kilometri. Voi alegeți unde vreți să mergeți. Deci asta este zona, se numește Muntele Rece și aici e mănăstirea Muntele Rece, care e chiar la 5 minute de teren, să zicem. E, văd că e în renovare. E foarte drăguță. Muntenii Reci, ei se numesc. Ce frumos! Ce frumos! Era, știi, da, ca, da, da. Ca preț. Că mă gândesc că numai atât e. Atât, eu nu cred că e mai mult. E destul de mare localitatea. Un oraș. Localitatea? Sunt 12 km. Se poate merge pe jos. Că mă gândeam la o variantă de... Și uite acolo morminte. Fiindcă înainte oamenii se îngropau în curțile proprii. A. Adică eu am văzut mult așa prin Apuse, pe unde am fost. O curte avea și mormântul proprietarilor, a bătrânilor. Te vezi sus, sus, sus de tot o poieniță? Chiar lângă el, nu. Uite acolo vreau. E fain acolo. Numai cum ajungi acolo? Cum ajungi, da. Se vede că este o cărare. Dacă într-adevăr ăsta e terenul, atunci înseamnă că ai o intuiție foarte bună. De-asta. Nu, ăsta e că, sigur, după ce ne-am chinuit o grămadă să găsim drumul de acces la teren, cred că în sfârșit l-am găsit. Pe aici se poate merge doar cu o mașină de teren. Mie îmi place că e ferit de drumul principal. Chiar și drumul principal e... foarte liniștit și nu-i... Se pare că are o pantă foarte mare. Da, ăsta e deja liniște și pace aici. Dar oare ți-o zis dacă cuprinde și pădure terenul? Da, are pădure cam... Are și un pic de pădure? 40% din el e pădure. Oh, ce fain! Foarte posibil să fie ăsta terenul. E superb. Poate vor cele frumoase să stea. Nu știu ce sunt. Vai, ce-mi place asta, cum e făcut aici. Asta chiar e faină. E super drăguță. Ce de frumoasă cabana asta. Bine, aici e complet locul, nu-i deloc îngrijit, nu da, o mai tăiați, nu mai tuns da. Cineva iarba sau ceva. Vai, mergem până la căbănuța asta. Hai. Atace. Wow, ce bălării. E mai înaltă ca mine iarba asta. Deci așa o cabană frumoasă, ce să la cireșe sau ce? Așa o cabană superbă, dar nu-i deloc îngrijit locul, nu-i... E un pic abandonat. E, vai, dar-i păcat. Doamne. Ne umplem de bălării. Aici mergea un ceva. Așa ajungem, mai avem doi pași.
A, tu te-ai umplut de scaie? Da, nu, vezi? Eu nu am umplut. Dacă tot am ajuns până aici. Și uite, sunătoare. Sunătoare. Vai, dar îmi place așa mult. Uite, 57. Adresa. Eu cred că aici au fost. Ce sălă din copac? O fi vișine. Vai, cât e de frumoasă asta, dacă ar fi curățată. Doamne. Și uite, și o veverță. Adică... Are și număr din ei. Și ori acolo ce se fie? Ăla-i foișor. Hai până sus. Vai, îmi place foarte mult cabana asta. Și chiar e un loc. Mamă, ce potențial. Tot terenul ăsta, tot să fie. Ăsta, da. Dar din păcate nu cred că e ăsta. Nu, dar zic că îi poate ia lui cine are cabana. Da. Să ai tot terenul ăsta, poți să faci aici. Fai, mamă, ce poți să faci. Deci ăsta e superb. Da, aici m-aș muta mâine. Stai doar curățată. Asta, păi da, uite, inclusiv acolo acoperișul e renovat, acoperișul. Da, deci s-a lucrat la asta, lucrat doar recent. Că da. S-a abandonat puțin acum. Chiar asta, într-adevăr, e foarte, adică e ideal. Ideal și mult potențial. Adică îndeplinește chiar toate. Toate, da. Nu e așa terenul pe care îl căutăm, dar e un teren mai bun. Doar că nu e de vânzare. Cabana e foarte veche, dar a fost renovată, a fost lucrat la ea. Da, să o renoveze, pentru că și foișorul e nou. Da, ei au început aici, dar dintr-un motiv sau altul a abandonat. Poate n-au mai avut bani. Da, cam să mai întâmplă. Că în mod normal, acu-i perioada în care trebuiau să fie aici activitate. Da, cred că n-au mai avut bani să termine. Pădure, ok, am înțeles, dar totuși unde e zona mai... Zona locuibilă unde e și o zis că are și pârâu și izvor. Așa o zis. Care este cel mai important. O băncuță acolo. Păi da, aici mi se pare plac. Da, e o zonă, asta e zonă bună de construit ceva. Dulceața de cireșe amare e cea mai bună da. Posibilă la clătite. Vai, nu pot scăla. Ce bune sunt, am venit aici. N-am văzut și poate. Deci aceasta e priveliștea. Ce ziceți? V-ați muta aici? Mai căutăm terenul. Cel mai probabil nu e ăsta. E prea drept, prea bun, îngrijit. Eu m-aș muta aici. Ăsta, probabil. Da. A, da, cred că. Asta e. Uite, și se văd și căsuțele de aici, cam poză. Dar hai până jos să vedem, poate are și un loc mai drept. Panta asta nu prea ai ce face. E un hectar jumate. Un hectar jumate, deci... E delimitat cu gardul ăla. Deci ăsta e terenul pe care îl căutam. Nu era cu cireșe, ăla era prea bun. Ăla era prea bun. Ăla era ideal. Ăla era ideal, da. Ăsta e foarte în pantă. Aici numai așa, cu terasament. Oho, trebuie multă investiție să faci teren drept. Ce ăsta e terenul? Tot e în pantă, nu prea... Nu poți să te apuci să construiești. Dar măcar îmi place că l-am găsit. Deci a fost aventură. Am găsit exact. Da, am găsit altele până să găsim pe ăsta. Am găsit altele mai bune. Alea-s bune, care. Și-ai fain, liniște. Te-am purtat destul de bine, te-am purtat din deal în vale, ți-am făcut voie.
tale. Cine nu știe ce-i dorul, doarme în pat ca pruncușorul. Nu-i cu gândul rătăcit și trăiește liniștit. Deci ăsta e locul. Am văzut multe terenuri cu mult potențial, dar nu cel pe care l-am căutat. Ăla nu are potențial. E prea în pantă. Trebuie o investiție foarte mare să construiești acolo. Dar zona e superbă. E doar pădure, pădure, pădure. Foarte sălbatică. Oh, ce n-aș da să am terenul ăla cu căpănuța aia, da, Doamne! Da, exact. Fiind conjurat de atâta pădure, atâta oxigen, nu e fain. Și totuși așa ușor ajungi în Cluj, adică... Am să vă las impresia mea finală, acolo la sfârșit, despre aceste locuri noi pe unde am umblat de data asta. Acum, la capitolul natură, locul acesta, în principal, e vorba de Muntele Rece, de această zonă numită Muntele Rece. La capitolul natură, da, e foarte, foarte frumoasă zona. Deci sunt dealuri împădurite, plin de pădure și natură și liniște. Deci e chiar o zonă foarte liniștită, plin de tot felul de râuri, de pârâuri. Nu duce lipsa apei zona, din câte am văzut eu. Deci e o zonă foarte frumoasă, dar sincer, eu m-am speriat puțin de ceea ce am văzut acolo și nu am mai văzut în nicio altă zonă pe unde am umblat, în alte zone asemănătoare ca relief și ca natură, nu am văzut ce am văzut aici. Deci vreau să vă spun că fiecare palmă de pământ, fiecare metru de pământ a fost deja cumpărat. E proprietate privată, deci tot pământul a fost cumpărat și s-au construit case, în principal case de vacanță și pensiuni pe fiecare bucățică de pământ și în pantă. Deci oamenii au construit peste tot, pe unde nici nu vă imaginați, pe ce dealuri, în ce pantă au putut să construiască case foarte frumoase și curți drăguțe, dar vă spun, nu zici că ești în Apuseni, pentru că gard în gard sunt, așa sunt gospodăriile. Deci ca spațiu public poți merge doar pe drum, pe potecă, pe drumul pietruit, dar în rest totul e privat, s-a cumpărat absolut tot. Deci mai sunt câteva anunțuri cu teren de vânzare, dar prețurile sunt foarte, foarte mari, extrem de mari. Și un motiv, cred eu, că motivul principal pentru această dezvoltare masivă a zonei
este faptul că e foarte aproape de Cluj. Cred că în 45 de minute se poate ajunge în Cluj, deci chiar se poate face naveta pentru cei care locuiesc în Cluj, să facă naveta și se poate circula cu orice mașină, nu doar 4x4. De asemenea, e curent, deci drumul e bun și e un mare, mare avantaj pentru cine și-a dorit să facă asta, gen să poate să lucreze în Cluj și să locuiască în afara Clujului, în natură. Deși zona e atât de locuită, e liniște, deci vă spun, e foarte liniște. Și s-a păstrat zona cât de cât frumoasă. Cam asta este părerea mea. E mult prea scumpă și, din punctul meu de vedere, nu-și merită prețul. Și terenul pe care l-am văzut, care era foarte promițător, pentru că o suprafață mare, cu izvor, cu un pârâiaș, dar e absolut tot terenul e în pantă și e o pantă destul de măricică. Adică ar fi un chin să locuiești așa într-o pantă de genul ăsta și ca să construiești trebuie o investiție foarte mare și deja terenul e foarte scump. Deci terenul, părerea mea, este foarte scump, dar e cel mai ieftin teren din zona aia. Deci e absolut cel mai ieftin teren găsit în zona Muntele Rece. Vreau să vă spun că eu am mers în foarte multe zone cu același relief, cu aceeași natură, exact același gen de teren, dar în zone care erau absolut goale sau era așa câte o casă pe aici colo sau câte o stână și în zone care oferă același lucru, doar că probabil nu în apropierea unui oraș precum este Clujul, care este foarte, foarte dezvoltat. Da, eu personal nu m-aș muta în zona asta. E foarte aglomerată pentru gustul meu. Ai vecini din toate direcțiile, deci... Și îți vă zic, sau oamenii și-au făcut tot felul de poteci private, așa, drumuri private, că și-au luat niște terenuri de prin vârful dealului, ascunse, așa, și-au făcut poteci până pe teren. Și, cum zic, poți să ai intimitate, da, că sunt foarte mulți copaci, sunt păduri, dar nu, mie personal nu mi-ar plăcea. De exemplu, la o distanță puțin mai mare de Cluj, cum am fost atunci în Munții Trascăului. Deci e la fel zona, la fel de frumoasă, dar e aproape goală, aproape goală. Și cred că acolo e mai greu cu transportul, cu mașinile. Nici curent nu știu dacă e în zona aia, dar mie mi-ar plăcea mult mai mult zona aia din Munții Trascăului. Și cred că e și mult mai ieftină. Ce părere ai, Gabi, despre zonă, despre loc, despre prețuri? Despre zona e frumoasă, ușor accesibilă din Cluj, dar deja că am fost descoperită. În sensul că prețurile reflectă deja interesul pentru zonă, nu mai găsești ceva, să zic, foarte atractiv, dar totuși cu ceva research cred că s-ar putea găsi. Pentru că zona are în continuare potențial. S-a dezvoltat mult, da. Dar cred că mai este potențial. Cred că mai este terenuri mai... libere. Da. Ce aici mă refer la mai multe hectare, că așa găsești 1000 de metri. Chiar un hectar probabil e dificil. Acum lumea le parcelează deja. Da, am văzut de vânzare așa câte parcele de 1000. 1500. Exact. Nu, tu personal te-ai mutat în zona aia. Ca locuință de vară, da. Acum, dacă ai teren suficient încât să faci o gospodărie în care să poți locui tot timpul anului, asta da, dar sunt două tipuri de, cum să zic, de investiții. De investiții, da. Una ar fi cabană de vară sau așa de weekend, de city getaway. Sau, dacă găsești teren suficient, să faci gospodării. Asta... Sunt și câteva gospodării, puține, câteva. Dar sunt câteva care se vede că sunt locuite permanent, nu doar
vara sucare au animale. Da, și... câteva sunt, da. Predomina, zice, cabanele. Cabane și, da, pensiuni. Pensiuni. Și... turistice. Turistice. Da, o zonă e foarte turistică. No, cam atât. Cam asta a fost experiența. Și, și mie îmi place să văd cât mai multe zone, că așa îmi fac o idee și despre prețuri și despre, nu știu, tot felul de condiții necesare când, pentru atunci când îmi voi cumpăra și eu propriul meu teren. Și să văd cât mai multe e un avantaj, așa, prin mai multă experiență. Trebuie făcut, în concluzie, cred că trebuie făcut research. Cât mai mult, până îți găsești ceva unde simți că trebuie se potrivește. Trebuie să simți că se potrivește. Când ajungi în locul ăla, cred că îl simți ca acasă. Da. Până acum eu nu am simțit chiar sentimentul de acasă pe unde am fost. Dar o să mai merg. V-am pupat. Vă doresc multă sănătate, pa, pa!